Nu folosiți degetar sau... Nu, nu. Totul e pe deget așa. Sau prind aici și merg mai ușor. Nu vă mai înțepați? Nu. Câteodată când sunt obosită, mă trezește înțepătura. Să știți, m-am înțepat de multe ori. Dacă e acu cu vârf. Cu vârf. Dar de multe ori îl tocim ca să nu mai înțepe. Uitați, îl prind așa, da. Și atunci automat merg mai ușor. Și cum stabiliți la ce distanță împungeți? Deja ochiul e format, cam la o jumătate de centimetru, cam așa. Da, deja e format ochiul. Nu, când faci pășitura mare, nu se așează ca lumea și este urât. Și ața am pus-o de două ori în ac, ca să nu rămâne un fir în urmă și se face gușe. Nu se așează la broderie. Trebuie să am acul cu urechea un pic mai lungă. Câte tipuri de ace sunt? Multe, multe. Seturi am luat tot timpul. Bine că se mai găsesc ace de brodat. Da, sunt. Să găsesc acum tot felul de... Uitați, vedeți? O să mai încurcă, mai răsucim, mai dăm înapoi cu răbdare. Că eu am lucrat și broderie de mașină. Sau paspanterie. Se lucra cu croșeta și se atașa pe pânură sau aba sau am și o jachetă lucrată așa. Iarna trebuie și ceva gros în spate. Ca să vă arăt că am făcut o bucățică să se vadă. Se mai fac așa la breaza? Erau șezători înainte sau se mai strâng mai multe femei? Nu, doar dacă se întâlnește o vecină, două, cum le-am adus eu la mine pe dânsele care au lucrat în domeniu. Și-s pasionate. Și da, știe ce se lucrează, uitați. Da. Uitați. Încheietura asta se numește purecel. Purecel. Și pe urmă vine până undeva aici, că trebuie să măsurăm un 25 de centimetri și pornește ăsta, clinul ăsta. Clinul. Și să tot așa și iar în jos și spatele, peptul, mânica cealaltă și la urmă se pune să face șnurul și se bagă înăuntru după ce e încheiată.